Capitolul al șaselea. Porc cu piper. Câteva minute a rămas în fața casei, privind-o și întrebându-se ce ar avea de făcut, când deodată a apărut din pădure un lacheu în livrea. A bănuit că e un lacheu pentru că purta o livrea, altminteri, judecându-l după față, ai fi spus că e pește, care a bătut tare cu încheieturile degetelor în ușă. Ușa a fost deschisă de un alt lacheu în livrea, cu o față rotundă și ochi mari ca de broască. Alice a observat că ambii lachei aveau peruci pudrate, cu păr ondulat. Era foarte curioasă să vadă ce se întâmplă, așa încât s-a furișat afară din pădure ca să poată trage cu urechea. Lacheul pește a scos de sub braț o scrisoare mare, aproape la fel de mare ca el însuși, pe care i-a înmânat-o lacheului broască, spunându-i pe un ton solemn: "Pentru doamna ducesă, o invitație de la regină ca să joace crochet." Lacheul broască a repetat pe același ton solemn, schimbând doar puțin ordinea cuvintelor: "De la regină, o invitație pentru doamna ducesă ca să joace crochet." După aceea, amândoi s-au înclinat adânc, unul în fața celuilalt, și buclele perucilor li s-au amestecat și s-au prins între ele. Văzând această scenă, Alice a râs cu atâta poftă, încât a fost nevoită să se înapoieze în pădure, de teamă să nu audă cei doi. Și când a furișat din nou o privire, lacheul pește plecase și celălalt stătea pe jos în fața casei, lângă ușă, zgâindu-se prostește la cer. Alice s-a apropiat timid de ușă și a ciocănit. "N-are niciun rost să bați," i-a spus lacheul. "E zadarnic din două motive. Primul, din cauză că eu mă aflu de aceeași parte a ușii ca și dumneata. Al doilea, pentru că e atâta gălăgie înăuntru, încât nimeni nu te-ar putea auzi." Într-adevăr, se auzea un zgomot asurzitor dinăuntru, urlete continue, strănuturi și din când în când câte o bufnitură puternică, de parcă un ceainic sau o farfurie erau făcute țăndări. "Atunci, spune-mi, te rog, cum aș putea să intru?" "Ar avea rost să bați dacă ușa ar fi între mine și dumneata," a continuat lacheul, fără să țină seama de întrebarea ei. "De pildă, dacă dumneata ai fi înăuntru, ai putea să bați și eu ți-aș da drumul afară, înțelegi?" Tot timpul se uita la cer, ceea ce lui Alice îi se părea o lipsă de politețe. "Sau poate că n-are încotro," și-a spus ea, "pentru că ochii lui sunt plasați aproape în creștetul capului. Dar, oricum, ar trebui să-mi răspundă la întrebări." "Cum aș putea să intru?" a întrebat ea din nou. "Eu rămân aici până mâine," a declarat lacheul. În clipa aceea, ușa casei s-a deschis și un platou mare a zburat afară drept în capul lacheului. Însă i-a zgâriat doar nasul și după aceea s-a făcut țăndări, lovindu-se de un copac din spatele lui. "Sau poate până poi mâine," a continuat lacheul pe același ton, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. "Cum aș putea să intru în casă?" a întrebat din nou Alice cu un glas și mai puternic. "Dar trebuie să intri în casă?" a întrebat lacheul. "Asta e întrebarea, să știi." Așa și era, fără îndoială, însă lui Alice nu-i plăcea să-i se spună. "E într-adevăr îngrozitor felul în care toate creaturile astea despică firul în patru. Sunt în stare să te scoată din minți." Lacheul a socotit însă că era un bun prilej să-și repete declarația cu oarecare variații. "Eu o să rămân aici, mai departe, zile întregi." "Și eu ce să fac?" a întrebat Alice. "Orice dorești," i-a răspuns lacheul și s-a pornit să fluiere.
N-are niciun rost să-i vorbesc, și-a spus Alice. E absolut idiot. A deschis ușa și a intrat în casă. Ușa dădea într-o bucătărie spațioasă, îmbâxită de fum. Ducesa ședea în mijlocul încăperii pe un scăunaș cu trei picioare și cocolea un bebeluș. Bucătăreasa stătea plecată deasupra plitei și amesteca într-un cazan mare care părea plin de supă. S-a pus prea mult piper în supa asta, și-a spus Alice în gând, în timp ce strănuta. Plutea în aer mult miros de piper. Chiar și ducesa strănuta din când în când, cât despre bebeluș, strănuta și urla alternativ, fără nicio pauză. Singurele două vietăți din bucătărie care nu strănutau erau bucătărea sa și o pisică mare care ședea pe vatră și rânjea cu gura lățită de la o ureche la alta. Vă rog, sunteți bună să-mi spuneți și mie?" a întrebat Elis cu o voce timidă, pentru că nu era sigură dacă e politicos să vorbească ea prima. De ce zâmbește în felul ăsta pisica dumneavoastră?" E o pisică ceșă," a răspuns ducesa. De asta, porcule!" A rostit ultimul cuvânt cu atâta neașteptată vehemență încât Alice a tresărit puternic. Dar și-a dat seama îndată că fusese adresat bebelușului și nu ei, așa încât și-a luat inima în dinți și a vorbit mai departe. N-am știut că pisicile Cheshire zâmbesc într-una, de fapt nici n-am știut că pisicile pot să zâmbească. Toate pisicile pot și cele mai multe dintre ele o fac, a replicat ducesa. Eu nu cunosc niciuna care să zâmbească, a răspuns Elis foarte cuvincios, bucuroasă că reușise să lege o conversație. Nu cunoști multe lucruri, a replicat ducesa, asta e clar. Lui Elis nu i-a plăcut deloc tonul pe care fusese făcută această observație și s-a gândit că n-ar fi rău să schimbe subiectul discuției. În timp ce își muncea mintea să găsească alt subiect, bucătăreasa a luat cazanul cu supă de pe foc și, deodată, s-a apucat să arunce în ducesă și în bebeluș cu tot ce-i venea la mână. Întâi cu vătraiul de foc, după care a urmat o rafală de tigăi, farfurii, platouri. Ducesa părea să nu se sinchisească de acest asalt chiar când obiectele o loveau și, cum bebelușul urla în continuu, nu era cu putință să știi dacă fusese lovit sau nu. O, vă rog, fiți atentă la ce faceți!" a țipat Elis, sărind în sus și în jos cuprinsă de groază. O, i-ați lovit prețiosul năsuc!" a strigat când o cratiță foarte mare a zburat pe lângă nasul copilului, pe care aproape că i-l-a retezat. Dacă fiecare și-ar vedea de treburile lui și nu și-ar băga nasul unde nu-i fierbe oala, pământul s-ar învârti mai repede, a rostit ducesa cu un mârâit răgușit. Ceea ce n-ar constitui un avantaj, i-a răspuns Elis, bucuroasă că îi se oferă un prilej de a-și dovedi cunoștințele. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla cu ziua și cu noaptea. Știți, pământul are nevoie de 24 de ore ca să se învârtească în jurul axei sale. Fiindcă veni vorba de axe, ia dă-mi o axă, să-i o înfig unde trebuie, a spus ducesa. Alice s-a uitat îngrijorată la bucătăreasă să vadă dacă a înțeles ce i s-a cerut, dar aceasta era ocupată să amestece supa și părea să nu asculte, așa încât și-a continuat spusele. Da, are nevoie de 24 de ore, așa cred, sau de 12. Eu nu mă bate la cap. Niciodată nu m-am priceput la cifre, a repetat ducesa. Și, spunând acestea, a început să-și alinte din nou bebelușul, cântându-i un soi de cântec de leagăn și scuturându-l cu forță la sfârșitul fiecărui vers. Fii aspră cu băiatul tău și bate-l când strănută, o face numai în adins, știe că te-ntărâtă. Wow, wow, wow!
Când ducesa a ajuns la cea de-a doua strofa cântecului, a început să zvârle bebelușul în sus și în jos, iar sărmanul prunc urla atât de asurzitor, încât Alice de-abia putea auzi cuvintele. Sunt aspră cu micuțul meu, îl bat dacă strănută. El vrea piper și asta-i face mâncarea mai plăcută. Wow, wow, wow! Haide, leagă-l și tu puțin dacă vrei, i s-a adresat ducesa lui Alice, aruncându-i bebelușul. Eu trebuie să mă pregătesc să joc crochet cu regina. Spunând acestea, s-a grăbit să iasă din cameră. Bucătăreasa a aruncat cotigaie după ea, dar n-a nimerit-o. Alice a prins copilașul și îl ținea cu oarecare greutate, întrucât era o creatură cu o formă foarte ciudată și își întindea brațele și picioarele în toate direcțiile, exact ca o stea de mare, a gândit Alice. Bietul micuț sfărăia ca o mașină cu aburi și tot timpul ba se închircea, ba se lungea, așa încât în primele minute Alice nu a putut face altceva decât să-l țină strâns. De îndată ce și-a dat seama cum trebuie legănat, adică legat într-un fel de nod, apoi ținut puternic de urechea dreaptă și de piciorul stâng ca să nu se poată dezlega, l-a scos la aer curat. Dacă nu iau copilul ăsta cu mine, și-a spus Alice, e clar că într-o zi sau două o să-l ucidă. Dacă l-aș lăsa aici, n-ar însemna să comit o crimă? Ultimele cuvinte le-a rostit cu glas tare și micuțul i-a răspuns cu un grohăit, încetase să mai strănute. Nu grohăi, l-a mustrat Alice, nu-i un fel cuvincios de a te exprima. Bebelușul a grohăit din nou și Alice s-a uitat cu multă grijă la fața lui să vadă ce se întâmplă. Fără îndoială, avea un nas cu vârful întors în sus, foarte cârn, care semăna mai curând cu un rât decât cu un nas. De asemenea, ochii erau mult prea mici pentru un copilaș. În general, lui Alice nu-i plăcea deloc înfățișarea lui. Pare că a sughițat de plâns, și-a spus ea, și s-a uitat din nou în ochii copilului să vadă dacă erau înlăcrimați. Nu. Nu avea lacrimi în ochi. Dacă ai de gând să te prefaci într-un purcel sau o purcică, dragule, i-a spus Alice cu seriozitate, nu mai vreau să am de-a face cu tine. Ține seama! Bietul micuț a sughițat din nou, sau poate că a grohăit, nu era cu putință să-ți dai seama. Și o vreme au tăcut amândoi. Alice tocmai își spunea în sinea ei, ce o să mă fac cu creatura asta când o să mă reîntorc acasă? Când l-a auzit grohăind din nou atât de violent, încât s-a uitat iar alarmată la fața lui. De asta dată nu mai încăpea nici urmă de îndoială. Bebelușul nu era nici mai mult, nici mai puțin decât un porc. Alice și-a spus că ar fi absurd să-l care mai departe. Drept care l-a lăsat pe jos și s-a simțit ușurată când l-a văzut luând-o la picior prin pădure. Dacă ar fi crescut mare, și-a spus ea, ar fi fost un copil extrem de urât, dar ca porc e chipeș, așa cred. Și a început să se gândească la alți copii pe care îi cunoștea, cărora le-ar fi stat foarte bine în chip de purcei. Numai dacă aș putea cunoaște metoda prin care i-aș putea preface, își spunea ea. Când a văzut-o cu surprindere pe pisica Cheshire, cocoțată pe ramura unui copac din apropiere. Când a zărit-o pe Alice, pisica s-a mulțumit doar să continue să rânjească. Pare bine dispusă, a gândit Alice. Totuși are niște ghiare foarte lungi și o sumedenie de dinți, așa încât și-a spus că trebuie să o trateze cu respect. Pisicuțo Cheshire, a început ea cu oarecare timiditate, nefiind sigură dacă o să-i placă formula de adresare. Totuși, pisica Cheshire continua să rânjească și mai tare. E clar, deocamdată i-a plăcut, și-a spus Alice, așa că voi merge mai departe.
Vrei să-mi spui, te rog, ce drum trebuie să iau ca să plec de aici? Asta depinde în mare măsură de locul unde vrei să ajungi, i-a răspuns pisica. Nu prea îmi pasă unde. Atunci nu are importanță pe ce drum o iei. Atâta timp cât ajung undeva, a precizat Alice în chip de explicație. A, vei ajunge cu siguranță undeva dacă ai să mergi îndeajuns, a lămurit-o pisica. Alice și-a dat seama că această afirmație nu putea fi contestată. Așadar, a trecut la o altă întrebare. Ce fel de oameni locuiesc pe aici? În direcția asta locuiește un pălărier, i-a răspuns pisica indicând cu laba dreaptă. Și în direcția aceea, a spus indicând cu laba stângă, locuiește un iepure de martie. Vizitează-l pe oricare dintre ei dacă ai chef. Amândoi sunt nebuni. Dar eu nu vreau să mă duc printre nebuni, a observat Alice. N-ai încotro, a asigurat-o pisica. Pe aici suntem cu toții nebuni și eu sunt nebună și tu ești nebună. De unde știi că eu sunt nebună? E musai să fii, altfel n-ai fi venit aici. Alice nu era de părere că aceasta constituia o dovadă. Totuși a continuat. Și de unde știi că tu ești nebună? S-o luăm de la început. Un câine nu e nebun. Ești de acord? Cred că da. Bine, a continuat pisica. Câinele mârie când e supărat și dă din coadă când e mulțumit. Pe când eu mârii când sunt mulțumită și dau din coadă când sunt supărată. Deci sunt nebună. Eu aș spune că torci, nu că mârii, a corectat-o Alice. Spune-i cum îți place, a răspuns pisica. Joci azi crochet cu regina? A, mi-ar face mare plăcere, dar deocamdată n-am fost invitată. O să mă vezi acolo, a spus pisica și a dispărut subit. Alice nu era foarte surprinsă. Se obișnuise de-a binelea cu toate întâmplările astea ciudate. În timp ce privea încă la locul de unde dispăruse pisica, aceasta s-a ivit din nou. Apropo, ce s-a întâmplat cu bebelușul? Am uitat să te întreb. S-a transformat într-un porc, o purcică, a răspuns Alice foarte calm, ca și cum pisica ar fi reapărut în chip natural. M-am gândit eu că așa va fi, a răspuns pisica și s-a făcut din nou nevăzută. Alice a mai stat puțin, așteptându-se parcă să o vadă din nou, dar pisica nu și-a mai făcut apariția și, după vreo un minut sau două, s-a îndreptat în direcția în care i s-a spus că locuiește iepurele de martie. Pălărieri am mai văzut eu, și-a spus ea, dar un iepure de martie trebuie să fie mult mai interesant și poate că, dat fiind că suntem în luna mai, nu o să fie chiar nebun de legat, cel puțin nu la fel de nebun cum e în luna martie. În timp ce gândea astfel, și-a înălțat privirea și a văzut-o din nou pe pisică, cocoțată pe cracă. Ai spus purcică sau surcică? A întrebat-o ea. Purcică, porc, și te-aș ruga să nu mai apar și să dispare atât de brusc, că amețesc. În ordine, a răspuns pisica și de asta dată a dispărut foarte lent, lăsând în urmă întâi vârful cozii și terminând cu rânjetul, care a continuat să stăruie o bucată de timp după ce restul dispăruse. Ei bine, și-a spus Alice, o pisică fără rânjet am văzut adesea. Dar un rânjet fără pisică e lucrul cel mai curios pe care l-am întâlnit în viața mea. Nu a avut mult de mers până să ajungă la casa iepurelui de martie. Era convinsă că aceea trebuia să fie casa, pentru că avea coșuri în formă de urechi, iar acoperișul era confecționat din blană. Era o casă atât de mare, încât a șovăit să se apropie de ea, înainte de a fi mușcat din bucata de ciupercă
ținută în mâna stângă și ideea să fi înălțat până la vreo 70 de centimetri. Chiar și după aceea a înaintat cu sfială, spunându-și în gând: și dacă e nebun de legat, îmi pare rău că nu m-am dus să-l vizitez pe pălărier mai întâi.